Piețele și magazinele au fost astăzi luate din nou cu asalt pentru o nouă rundă de cumpărături. Totuși, în zadar, mulți locuitori ai capitalei au lăsat procurarea pomenilor în ultima clipă, sperând astfel că vor fi mai puțini și poate vor găsi și prețuri mai mici. În ajun de Blajini. La piața centrală a fost mare forfotă. Acolo s-au adunat mii de cumpărători, puși pe cheltuit spre bucuria comercianților, care la sigur au încheiat această zi cu zâmbetul pe buze și buzunarele pline cu bani. Zeci de oameni roiesc în jurul terabelor din piața centrală pentru a pregăti pomenile. Florile, vesela și dulciurile pot fi găsite chiar de la intrare în piață. La mare căutare sunt și țesăturile, care la fel nu lipsesc de pe mesele comercianților. Dați-mi, vă rog, una așa și una dacă este și cum alegeți așa de fiecare. Cu listele într-un buzunar și cu banii în altul, mulți dintre locuitorii capitale au avut astăzi în gând o singură destinație, piața centrală, unde s-a organizat aproape un adevărat maraton. În fugă, mulți dintre cumpărători au cutreierat piața în lung și în lat, răvășind marfa expusă pe tarabe, pentru a găsi produsul potrivit, dar mai ales prețul, iar cuvântul zilei, la sigur, a fost pomene. Da, nu, cred că așa. Această femeie ne-a povestit că a fost la muncă în Rusia, iar acum s-a întors acasă de Blajini. A venit la cumpărături cu sora sa. Una dintre ele susține că are o pensie mizeră, iar cealaltă a zis că rubla rusească s-a depreciat mult, așa că la schimbul valutar a primit mult prea puțin lei. De aceea au cumpărat cu chibzuială. Cumpărăturile au încăput într-o singură pungă. Vreau niște cănuți, farfurii, niște bomboane, ciocolate vreau să mai cumpăr, dar tot e scump. Cum am avut bani, de-am schimbat cursul mititel de la Rusia, am venit, dar și folosit. Am ușit degeaba ca și când. Pentru Blajeni vreau să cumpăr. Ce? Să vedem care și mai ieftine după bani, după pensii. La ce v-ați uitat? La câini, mă, la ulșoare vreau. În piețe, un prosop costă între 10 și 300 de lei, iar prețul unei căni este în medie de 15 lei. Oamenii spun că au cheltuit cel puțin câteva sute de lei pentru a cumpăra pomeni. Cât am avut, tot am dat. 700 de lei am venit, mă duc cu nimic. Ce ar cumpăra? Pasculiți, asta e, niște șarfuliele, niște bastițele pentru mamele noastre, a soțului și a mea. Și flori, bomboane, asta e, niște prăjituri. Foarte scumpi. Dar și să facem? Trebuie să pomenim morții. Și eu, la cât ăsta? Am luat 3 broduri de acestea. Să mai iau, mai mici o leacă. De la produsele de uz casnic, cumpărătorii au trecut și pe la tarabele cu carne și verdețuri pentru masa de pomenire. Cu carne, carne, căutați? De porc. Pentru niște căluci. Da, la cimitir. Ce mai faci? Doamna, faci niște prăjoale, niște acolo, mai ceva și atâta. Altă, chiar știți până mine. Și un stacan cu vin. La vreo 3.000 de lei, așa ca să fie masa frumoasă, cheltuim. Cu ce pe masă? Cățcă de carne, cu sarmale, cu roșii, foarte scumpe roșii. Verzături de-am ușa să fie pe aici. Comercianții au avut grijă să pregătească marfa ca la carte și speră că în ajunul sărbătorilor să câștige un ban. Ce se întreabă cel mai mult? Mărărașul, șepșoara, care e pentru plășini de mai mult cumpără. Prețurile? Prețurile nu aș zice că tare sunt normale. E mai rar, e 5-6 lei, e 7-10. Spre bucuria comercianților, pentru care aceste zile sunt bănoase la propriu. Mâine și poimâine oamenii vor merge în cimitire pentru a pomeni rudele care nu mai sunt în viață.